Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări live și pe paginile de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le prezentăm pentru dumneavoastră. Discutăm astăzi despre noutățile din Parlamentul European. După cum bine știți, avem și noi aici hunedoreni care ne reprezintă în Parlamentul European. Astăzi, alături de noi, este domnul Siegfried Mureșan, europarlamentar din partea Partidului Popular European și membru al Partidului Național Liberal. Bună ziua! Mulțumim că sunteți în legătură directă cu noi! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur și eu că suntem împreună! Este mai dificil să vă avem aici fizic în platou, dar ne bucurăm că, iată, tehnologia ne ajută și astfel puteți să veniți în fața hunedorenilor, a oamenilor de acasă, dacă îmi permiteți să spun acest lucru, și să sperăm noi că veniți și cu vești bune pentru oamenii de aici, de acasă. Sigur că da, cu plăcere. Oricând și în platou, în studio, când sunt acasă, dar mă bucur că acum, fiind subiecte importante pe agenda europeană, folosim și această modalitate de a dialoga online, digital, pentru a informa oamenii cu privire la lucrurile care se întâmplă. Recent, Parlamentul European a adoptat acordul pe care l-ați negociat, respectiv bugetul Uniunii Europene. Se discută, cred că, la toate nivelurile despre acești bani europeni, despre cât ni se cuvine, cât ar trebui să ni se cuvină și de aici pornesc foarte multe dezbateri legate de banii europeni. Sunt fonduri până la urmă care au schimbat cumva traiectoria multor țări membre ale Uniunii Europene, dar pentru început haideți să vedem ce se va întâmpla în 2024. A fost un vot destul de important și de data aceasta. Păi, în primul rând, e foarte important că Uniunea Europeană are un buget pe anul următor, că l-am adoptat la timp. În fiecare an, un europarlamentar este negociatorul șef al Parlamentului European pentru întreg bugetul Uniunii Europene, aproximativ 190 de miliarde de euro. Și anul acesta eu am fost desemnat de colegi să conduc toate aceste negocieri și practic să conduc în Parlamentul European tot procesul care a dus la adoptarea bugetului, am stabilit poziția Parlamentului, am negociat cu celelalte instituții europene, cu Comisia Europeană, cu Consiliul Uniunii Europene, în care sunt grupate toate guvernele statelor membre. Deci primul și cel mai important lucru este Uniunea Europeană are un buget adoptat la timp, predictibil, stabil, deci toți beneficiarii de fonduri europene, fie că sunt ONG-uri, fie că sunt IMM-uri, fie că sunt fermieri care primesc subvenția la hectare, pot să stea liniștiți, trebuie să știe, banii europeni sunt siguri, vor veni la anul. Uniunea Europeană are suficienți bani în casă pentru a deconta toate facturile imediat ce sunt trimise la decont. Unu la mână, doi la mână. Fondurile europene sunt importante pentru dezvoltarea noastră a României. E important ca oamenii să știe că de când România a aderat la Uniunea Europeană până astăzi, noi am contribuit cu aproximativ 27 de miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene. În aceeași perioadă, în timp ce am plătit 27 de miliarde de euro în bugetul Uniunii Europene, am absorbit, am adus acasă 82 de miliarde de euro. Am plătit 27, am primit 82. Am primit cu 55 de miliarde de euro mai mult decât am plătit. Am absorbit de 3 ori mai multe fonduri decât am plătit în bugetul Uniunii Europene. Deci am ieșit pe plus, dacă pot spune așa. Este bine că ați subliniat acest lucru, pentru că în continuare sunt unii români care sunt sceptici atunci când vine vorba de Uniunea Europeană, de tot ceea ce se întâmplă în Parlamentul European, motivând cumva că noi dăm bani, doar că ce se întâmplă cu acei bani, unde ajung acei bani, în ce țări ajung, mai puțin se întorc în România. Iată că veniți cu date concrete, cu cifre exacte, care arată cu totul și cu totul altceva față de ceea ce consideră. Aveți dreptate.
Exact. Din păcate, politicienii anti-europeni, eurosceptici, oameni care încearcă să instige la ură împotriva Uniunii Europene, spun cetățenilor următorul lucru. Plătim mult la Uniunea Europeană, plătim biruri, nu reușim să absorbim ce ni se cuvine, pierdem bani, ieșim pe minus, plătim mai mult decât absorbim. Asta se spune adesea în spațiu public, dar realitatea. Cifrele arată că am plătit 27, am absorbit 82, am primit de 3 ori mai mult. Da, au existat întârzieri și eu vreau ca banii să ajungă cât de repede, dar adevărul este că am primit de 3 ori mai mult decât am plătit. Și la întrebarea, am pierdut fonduri europene? Și aici trebuie să dăm oamenilor răspunsul adevărat. Bugetul Uniunii Europene e organizat pe perioade de 7 ani de zile. Fiindcă mai ales pentru mari proiecte, construcții de autostrăzi, reabilitări de drumuri, modernizări de căi ferate, modernizări de școli, spitale, e nevoie de mai mulți ani, de când se pregătește proiectul, se face, începe, până se termine și se decontează. De aceea Uniunea Europeană face mereu un plan pe 7 ani. De când am aderat la Uniunea Europeană noi, a existat un plan al Uniunii Europene pe perioada 2007-2013. În acea perioadă, România a avut la dispoziție aproximativ 35 de miliarde de euro și din acele 35 de miliarde de euro, când s-au închis conturile, am pierdut 1 miliard de euro. E păcat că l-am pierdut. Eu nu vreau să pierdem niciun cent din banii care ni se cuvin, dar am absorbit 34, am pierdut 1, deci am absorbit 96-97% din ceea ce ni se cuvine. Când percepția publică, de fapt, este că absorbim foarte puțin. Repet, avem întârzieri, de aceea ratele de absorpție cresc încet, dar la final, când s-au închis conturile, am stat bine, zic eu, pe primul exercițiu. Pe al doilea exercițiu, 2014-2020, aici regula spune că avem voie să folosim banii în anul în care au fost alocați sau în următorii 3 ani. Deci pe perioada 2014-2020 avem voie să folosim banii, ultimii bani, până la finalul anului 2023. La 31 decembrie se vor închide conturile. Vom ști la începutul anului următor cât am absorbit și cât am pierdut, dar eu cred că și pe acești ani, 2014-2020, rata finală de absorbție va fi peste 95%. Nu va fi 100%, fiindcă mereu există proiecte întârziate, unde un constructor a dat faliment, nu s-a ținut de cuvânt. Mereu există și astfel de excepții, dar deci rata de absorbție nu e 100%, dar dacă e peste 95% și pe această perioadă, 2014-2020, unde avem voie să cheltuim banii până la finalul anului 2023, dacă e peste 95%, eu cred că e bine. Pe această perioadă am avut 45 de miliarde de euro și, repet, cred că o mare parte vom absorbi de asemenea. Deci am spus aceste lucruri ca oamenii să știe și ca oamenii să înțeleagă încă o dată importanța fondurilor europene. Acum, pe anul următor. Mai este foarte puțin timp până la finalul acestui an și chiar și în județul Hunedoara sunt unii primari care au reușit să depună proiecte pe fonduri europene, au reușit să le și câștige din fericire și să obțină finanțare pentru ele. Însă unii sunt așa destul de temători că nu vor putea să le finalizeze până la sfârșitul acestui an. Ce se va întâmpla cu acești bani? Da. E o întrebare foarte importantă și aici vreau să dau un mesaj foarte clar către toți primarii și către toți beneficiarii de fonduri europene. Ei au depus proiecte pe bugetul la dispoziție până la finalul anului. Au câștigat acele proiecte, dar nu au reușit să le finalizeze. Ce se va întâmpla cu ele? Vor putea fi finanțate pe viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2021. Ele practic vor fi fazate, se vor face niște proceduri prin care se va spune că în loc să fie finalizate până la 31 decembrie 2023, vor fi finalizate ulterior în anul următor și finanțarea lor va fi mutată de pe acest vechi exercițiu bugetar pe exercițiu nou, unde practic aproape toți banii încă ne stau la dispoziție, fiindcă acela a început doar în 2021 și e pe perioada 2021-2027 și proiectele acolo trebuie finalizate
tot așa cu aceeași regulă plus 3, trebuie finalizate doar până în 2030. Sigur, proiectele care sunt începute și desfășurate, primarii le vor finaliza la anul, într-un an, doi maxim, dar deci nu vor avea nevoie de atâția ani, dar practic ideea este următoarea. Din bugetul vechi nu vor mai putea fi finanțate după 31 decembrie, dar vor putea fi finanțate din bugetul nou, se va face o fazare, niște proceduri care nu sunt complicate, ele, proiectele vor continua și finanțarea europeană va veni din acest nou buget, ele vor fi finanțate și se vor putea desfășura și finaliza. Se pierd banii care ar fi trebuit să fie folosiți până în 31 decembrie 2023? Va fi aplicată o corecție financiară pentru cei care nu reușesc să finalizeze proiectele în acest termen și vor merge pe exercițiul următor? Proiectele sunt fazate, vor trebui făcute niște proceduri și după ce acele proceduri sunt îndeplinite, primarii își vor primi banii, proiectele vor fi finanțate complet, nu se vor aplica corecții, nu vor avea penalități. Banii care au fost prevăzuți pe aceste proiecte și nu au fost absorbiți până la finalul acestui an, nu vor mai putea fi absorbiți. Deci, dacă vreți așa, aceia vor fi pierduți, dar eu cred că suma finală, din ce știu eu, pe proiecte care încă sunt în desfășurare, nu sunt foarte multe la nivelul țării. Deci, suma finală de fonduri pe perioada 2014-2020, care sunt disponibile până la finalul anului 2023, suma finală de fonduri pe care România nu le va accesa va fi mică. Cred că vom avea o rată de absorpție de peste 95% la final, dar, repet, proiectele nu sunt în pericol, se vor finanța din banii noi care vin acum pe acest nou buget. Un nou buget destul de generos, din câte ne spuneați chiar în debutul acestei emisiuni. Să sperăm că vom reuși noi, ca țară, să-i și gestionăm așa cum trebuie și să nu uităm că, am spus și puțin mai devreme, aceste fonduri europene nu au fost privite cu ochii buni de o parte dintre români, însă mare parte dintre proiectele care au fost realizate, inclusiv în județul Hunedoara, în multe comune din județ, cel mai probabil fără aceste fonduri, fără acești bani europeni, nu ar fi putut să fi fost vreodată realizate. Mă refer aici la apă, la canalizare, la drumuri, unde încă mai suntem deficitari. Exact. Deci, practic, din fonduri europene se plătește o subvenție fiecărui fermier din România pentru a ne asigura că fermierii din România pot produce hrană pentru oameni la standarde de calitate cât mai bune, cât mai siguri. Deci se plătesc subvenții pentru fermieri. Se fac investiții în, exact cum ați spus, în infrastructură, apă, canalizare, electricitate, iluminat public, reabilitări de drumuri, autostrada care a fost construită prin județul Hunedoara a fost construită cu fonduri europene, modernizări de școli, se echipează, se utilizează școli cu mobilier nou, cu instalații noi, cu calculatoare noi, se reabilitează din punct de vedere energetic, clădiri publice, școli, spitale, fiindcă am văzut cu toții când prețul la electricitate, la gaz e mare, cu cât o clădire este mai eficientă din punct de vedere energetic, cu atât consumă mai puțină energie, mai ales iarna, și asta înseamnă că factura pentru oameni, pentru școli, pentru spitale va fi mai mic dacă clădirile sunt reabilitate. Deci în toate aceste domenii ajung fonduri europene, plus banii care ajung în sectorul privat, la întreprinderi, la IMM-uri, care se dezvoltă, care își extind capacitățile de producție cu fonduri europene. Astăzi, fondurile europene sunt una dintre principalele surse de investiții în România. Și pentru că ați amintit puțin mai devreme și despre agricultura din România, am observat că grupul din care faceți parte, grupul Partidul Popular European, cere o alocare mai echitabilă a fondurilor europene pentru agricultura între statele Uniunii Europene. Să înțelegem că există mari diferențe între statele Uniunii Europene cu privire la alocarea fondurilor pentru agricultură. Suntem noi, nu știu, văduviți, poate,
poate comparativ cu alte țări la acest capitol? În trecut am avut alocări mai mici, acum decalajul a fost redus și noi vrem ca decalajul să fie eliminat complet și cred că va fi eliminat complet până în anul 2027, astfel încât un fermier din România să primească aceeași subvenție ca un fermier din Franța, Germania, Italia, Spania. Decalajul a existat, fiindcă în trecut s-a spus în România terenul e mai ieftin, în România salariile în agricultură sunt mai mici decât în alte state, ca atare un fermier se descurcă cu mai puțin. Dar între timp vedem că agricultorii au dificultăți în a găsi muncitorii, vedem că prețul la combustibil e în România la fel ca în alte state europene, prețul la fertilizanți e același peste tot. Deci, prețurile practic, s-au aliniat, asta este clar. Prețurile s-au aliniat, doar că mai avem deficiențe din alte puncte de vedere. De aceea se aliniază și subvenția, nivelul a crescut semnificativ pentru fermierii din România și va fi aliniat complet la nivelul european. Adevărul este următorul. Am avut multe dezbateri și decizii, legi adoptate pe agricultură în ultimii ani și trebuie să, în Parlamentul European și trebuie să știți următorul lucru. Grupul Partidului Popular European, din care Partidul Național Liberal face parte, a fost în ultimii ani singurul grup din Parlamentul European care a apărat fermierii, agricultorii și mediul rural. În Parlamentul European există un grup al verzilor, există un grup al socialiștilor și aceștia, în majoritatea țărilor europene, își au votanți în principal la orașe, în principal în mediul urban. Și vedem cum în deciziile din Parlamentul European nu le pasă de sat, nu le pasă de viața la sat, nu le pasă de fermieri și de oamenii care locuiesc la sate. Și noi, Partidul Popular European, spunem următorul lucru. Fermierii merită toată recunoștința noastră, fiindcă se scoală zi de zi, indiferent cum e vremea, merg pe câmp și produc hrana pe care sute de milioane de europeni o consumă zilnic. Merită toată aprecierea, toată recunoștința și tot sprijinul nostru. În plus, vrem ca nivelul de trai al oamenilor de la sat să ajungă la nivelul de trai al oamenilor de la oraș și pentru asta vrem să ajutăm fermierii, dar vrem să investim în sate, în infrastructură, pentru a reduce acest decalaj. Infrastructura să fie la fel de bună, infrastructura de transport, infrastructura digitală, astfel încât dacă trăiești la sat să nu mai ai un dezavantaj, să nu ai internetul mai încet sau drumul mai prost sau școala mai greu accesibilă pentru copil. Sigur, în București școala e la 1 km, la sat e la 10 km. Dar trebuie să fie transportul, microbuzul organizat, astfel încât copilul să ajungă la școală, chiar dacă școala e la 10 km, în 15-20 de minute cu un microbuz. Și apropo, sunt alocate fonduri europene pentru modernizarea transportului școlar în toate județele țării, în mediul rural. Deci se cumpără microbuze pentru ca copiii să poată fi duși mai ușor la școală în mediul rural cu aceste microbuze finanțate cu fonduri europene. Deci pentru noi, Partidul Popular European, e important să sprijinim fermierii prin creșterea subvenției, prin bani pentru investiții, dar e important să sprijinim mediul rural în ansamblu, să reducem decalajele între sat și oraș. Aici trebuie să fie o echipă foarte bine închegată, atât administrația locală, administrație județeană, guvern, cât și, bineînțeles, dumneavoastră, cei care ne reprezentați în Parlamentul European, pentru ca lucrurile să funcționeze și să se îndrepte spre această direcție pe care cred că cu toții ne-o dorim, să ajungem totul, să scoatem, cum era la un moment dat vorba, România din noroaie, pentru că aceasta este realitatea. În continuare sunt localități și sunt comune și în județul Hunedoara și în țară care nu au reușit să se alinieze unor standarde minime până la urmă. Nu este chiar atât de ușor, dar există bani, cum spuneați și dumneavoastră, pentru aceste proiecte. Așa este. E lucru în echipă aici e important și omul potrivit la locul potrivit.
Ceea ce din Parlamentul European noi putem face este să ne asigurăm că România are la dispoziție cât mai multe fonduri europene, iar în perioada actuală România are la dispoziție mai multe fonduri europene decât oricând. Pentru perioada 2021-2027 avem la dispoziție aproximativ 45 de miliarde de euro fonduri europene din fondurile tradiționale, din bugetul Uniunii Europene. Avem în plus aproximativ 10 de miliarde de euro din cel mai mare pachet de ajutor economic lansat vreodată la nivel european, Mecanismul European de Redresare și Reziliență, din care se finanțează Planul Național de Redresare și Reziliență al României, aproximativ 30 de miliarde de euro. În plus, Uniunea Europeană a creat un fond al tranziției juste de 17,5 miliarde euro pentru toată Uniunea Europeană, din care România este al treilea cel mai mare beneficiar. Primim încă 2,5 miliarde euro pentru ajutorarea regiunilor în care tranziția spre o economie verde este cea mai dificilă, adică sunt șase în care industria grea e puternic dezvoltată, în care există industrie chimică, de exemplu, sau petrolieră, precum județele Mureș, Prahova, Galați, sau unde există minerit, cum sunt județele Dolj, Gorj și județul nostru Hunedoara. Și Uniunea Europeană a alocat 2,5 miliarde de euro doar pentru aceste șase județe, pentru a facilita tranziția spre o pentru a facilita tranziția justă spre o economie verde. Și acest proiect este cumva privit cu scepticism de mai ales de către cei care locuiesc în Valea Jiului, care nu cred că un astfel de proiect vine cumva să salveze această zonă, această parte a județului Hunedoara, care până nu de mult era cumva un motor principal al economiei. Ce puteți să le spuneți acelor oameni? Îi înțeleg. Oamenii au dreptate să fie sceptici, fiindcă până acum s-a făcut prea puțin pentru ei. Până acum s-au pierdut locurile de muncă din minerit și nu s-au creat alte locuri de muncă. Și oamenii din Valea Jiului au avut de ales între sărăcie sau să plece din Valea Jiului. Mulți oameni au plecat în alte colțuri ale țării. Acum a intervenit Uniunea Europeană și spune 2,5 miliarde de euro pentru zonele monoindustriale, pentru șase județe din România. Și din aceste șase județe, România primește, din aceste șase județe din România, județul Hunedoara, județul nostru, primește 525 de milioane de euro. În ce se vor reflecta acești bani concret? Ce se va întâmpla? Pentru ce vor fi folosite aceste fonduri? Da. Eu am lucrat aici pe acest fond în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European și am spus vreau să nu repetăm greșelile din trecut, căci în trecut, vă aduceți aminte, s-au făcut reconversii profesionale, s-au făcut programe sociale, dar nu s-au creat locuri de muncă, de fapt, în Valea Jiului și de aceea oamenii sunt săraci în Valea Jiului. Din acești bani se vor crea 2100 de noi locuri de muncă, se vor ajuta cu fonduri europene pentru diversificarea economiei 1286 de IMM-uri de întreprinderi mici și mijlocii din județul Hunedoara. Deci spunem așa, vom da bani tuturor celor care creează locuri de muncă în alte domenii decât minerit, inclusiv în industrie, în servicii, în domenii în care abilitățile minerilor pe care ei și le-au însușit în munca industrială vor fi utile. Deci se vor crea 2100 de locuri de muncă, vor fi ajutate 1286 de IMM-uri. Se va face și niște reconversie profesională, dar nu ca scop în sine, fiindcă în trecut reconversia profesională s-a făcut greșit. S-au făcut cursuri fără a se vedea înainte că e nevoie de oameni în acele domenii. Ori dacă e nevoie de brutari, atunci nu facem cursuri de reconversie profesională pentru frizeri. Deci se vor face cursuri, dar doar după ce se știe exact
în care domenii e nevoie de acei oameni și că sunt locuri de muncă. Se vor decontamina peste 70 de hectare de teren și se vor sprijini peste 6.000 de gospodării să ajungă prosumatori, adică să producă energie electrică, de exemplu prin instalarea de panouri solare. Asta înseamnă că oamenii nu vor mai depinde de prețul mare la electricitate, de prețul mare la gaz și în plus vor putea produce mai mult decât consumă, vor putea împărți și cu alții, prețul va scădea pentru toți. Deci este un întreg plan de dezvoltare economică, de dezvoltare a mediului de afaceri, nu este doar un plan de ajutor social, fiindcă în trecut s-au făcut doar în mod greșit reconversii profesionale și pachete de ajutor social. Acum, cu această logică nouă europeană care vine, cu ajutor european, menirea este să dezvoltăm economic județul, inclusiv Valea Jiului. Inclusiv Valea Jiului și celelalte zone, pentru că trebuie cumva să meargă așa în paralel această dezvoltare a județului, a întregii României până la urmă. Am observat că Germania, guvernul Germaniei, este în urmă cu implementarea acestui plan național de redresare și reziliență. Care este situația României? Pentru că și acest PNRR a fost intens dezbătut, fie că este doar o păcăleală, că acești bani, aceste proiecte nu vor putea fi implementate, că nu vom primi bani pentru PNRR. Care este situația sau cum se văd lucrurile de acolo din Parlamentul European cu privire la România? Cum am spus, imediat după începutul pandemiei generate de coronavirus, Uniunea Europeană a lansat cel mai mare pachet de ajutor economic lansat vreodată, aproximativ 700 de miliarde de euro pentru toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Din aceste 700 de miliarde de euro, aproape 30 revin României pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. Acești bani vin pentru a face investiții, pentru a fi cheltuiți, dar vin la schimb cu niște reforme pe care România trebuie să le facă, fiindcă am văzut în timpul pandemiei că spitalele nu au făcut față, am văzut în timpul pandemiei că școlile nu au fost pregătite pentru învățământul online, am văzut în timpul pandemiei că administrația publică nu a fost suficient de digitizată. Și de aceea Uniunea Europeană spune așa, vin acești bani, investiții, cheltuiții, dar în paralel haideți să facem și niște reforme pentru a ne asigura că sistemul public este întărit, economia e mai competitivă, puternică, modernizăm școli, astfel încât în viitor nicio criză să nu ne prindă la fel de nepregătiți cum ne-a prins pandemia generată de coronavirus. România, la fel ca toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, a depus la Bruxelles un plan național de redresare și reziliență prin care a spus Comisiei Europene cum dorește să absoarbă acești bani. Acest plan al nostru a fost aprobat de Comisia Europeană. Imediat după aprobare, am primit o prefinanțare de 13%. 4 miliarde de euro au intrat în conturile statului. Întregul plan e de aproximativ 30 de miliarde. Inițial, Comisia Europeană a propus o prefinanțare de 10%. Eu am fost în Parlamentul European unul dintre cei trei europarlamentari responsabili de adoptarea legii europene ce a stat la baza acestor planuri. Și eu am spus următorul lucru. Vreau să creștem prefinanțarea de la 10% spre 15%. Vreau să ajutăm țările cât mai repede, cu cât mai multe fonduri în timpul pandemiei. Și am reușit să conving Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene, celelalte instituții, să creștem prefinanțarea de la 10% la 13%. Pare că nu-i mult. Ce mi-e 10, ce mi-e 13. Însă pentru România asta a însemnat 1 miliard de euro în plus ca urmare a propunerii mele și ca urmare a muncii mele. Prefinanțarea pentru România a crescut de la 10% din 30 de miliarde, adică 3 miliarde, la 13%. Adică 3,9, aproape 4 miliarde de euro, 1 miliard în plus. Am primit prefinanțarea aproape 4 miliarde. După care, de două ori pe an, Guvernul României, la fel ca guvernele tuturor celorlalte state europene, trebuie să depună la Comisia Europeană o cerere de plată, să spună ce reforme a implementat, ce investiții a început și să primească câte o tranșă de finanțare.
România este printre primele 7 state membre ale Uniunii Europene care au reușit să depună și să aibă plătite de Uniunea Europeană deja 2 tranșe. Numai noi și alte 6 state au reușit să aibă 2 tranșe deja decontate de Uniunea Europeană. Alte state suntem în urmă. Deci suntem în prima parte a clasamentului, prefinanțare 4 miliarde, plus 2 tranșe fiecare de aproape 3 miliarde de euro. Am primit până în momentul de față mai mult de 9 miliarde de euro din acest plan, 30% trebuie implementat și suntem între primele 7 state. Deci știu că și aici ne-am dorit să vină banii cât mai repede și eu îmi doresc asta, dar când România e între primele 7 state din 27, nu stăm chiar atât de rău. Sunt doar 3 state până în momentul de față. Dar credeți că va reuși România să-și îndeplinească toate sarcinile pe care și le-a asumat până la urmă odată cu acest PNRR? Că și aici sunt foarte multe discuții cu privire la faptul că nu vom putea să îndeplinim toate aceste aspecte. Sunt și reforme complicate. Dacă există voință politică, dar asumate, ele pot cumva fi făcute. Da, sunt reforme complicate și asumate. Dacă vrem să primim toți banii, trebuie să facem toate reformele pe care ni le-am asumat și să facem toate investițiile pe care le-am propus. Dacă nu vom putea face una dintre reforme, Comisia Europeană are un mecanism al plăților parțiale. Nu vom pierde o întreagă tranșă de bani, nu vom pierde sume mari, ci vom pierde pentru fiecare reformă neîndeplinită o parte din bani. Eu sper să nu pierdem nimic, dar practic sunt multe. În total sunt cam 500 de reforme pe care am agreat cu Comisia Europeană, că le vom face. Dacă nu reușim să le facem, atunci riscăm să nu absorbim o parte dintre fonduri. Sper să nu se întâmple asta. Până în momentul de față am absorbit 30% din bani și implementarea acum începe. Eu nu sunt sceptic, sunt încrezător. Dar ce părere aveți despre aceste reforme și în administrația publică locală, reforme care au început cumva așa timid să se întâmple, dar parcă nu sunt duse așa până în punctul acela zero în care își doresc sau și-au dorit inițial cei care au conturat această reformă. Întotdeauna reformă înseamnă, reformele se fac fiindcă sunt bune pentru oameni. Și adesea la reforme este rezistență în sistem, în administrația publică, fiindcă oamenii au un anumit confort, însă modernizarea în general e bună. Câteodată reformele merg mai încet decât ne-am dorit, dar de obicei ele într-un final sunt făcute. Acum, adevărul este următorul. Mulți ani, Uniunea Europeană își dorește ca statele să fie cât mai puternice, cât mai bine reformate și vedem întârzieri la implementarea reformelor, nu doar în România, și în alte state, fiindcă implementarea de reforme nu e întotdeauna simplă. Dar acum, prin acest mecanism european de redresare și reziliență, este creat cel mai bun instrument pe care Uniunea Europeană l-a avut vreodată până acum pentru a facilita reforme, fiindcă dacă faci reforme, primești multe fonduri greu. Și niciun premier nu își va permite să vină să spună românilor anul următor, știi, nu vreau să fac o reformă, că atare am pierdut multe miliarde de euro. Sper ca și oamenii să păstreze presiunea pe guvern, pe premier, ca aceste reforme să fie făcute și să nu pierdem fondurile europene care ne stau la dispoziție. Uniunea Europeană are mai multe fonduri europene decât oricând la dispoziția României, acești bani sunt la dispoziție și sper să fie absorbiți cât mai curând.
Acest lucru ne dorim cu toții, să absorbim cât mai multe fonduri europene, deși la un moment dat au existat probleme, cum spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme în cadrul acestei emisiuni, au existat probleme cu privire la absorpția banilor europeni. Poate lucrurile se vor mai regla și din acest punct de vedere. În România, la fel ca și în multe alte state de pe continentul nostru, există o problemă legată de energie. Și odată cu începerea războiului, vedem foarte bine ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în continuare cu Rusia, Ucraina, mai nou mai avem un război. Partea aceasta de petrol, gaze au explodat practic și prețurile, lucru care se reflectă și în buzunarul nostru al fiecăruia, deși la un moment dat existau voci care spuneau ce mă interesează acest război, nu mă afectează pe mine cu absolut nimic. Iată că lucrurile au început să se resimtă foarte, foarte mult. Ați reușit să rezolvați cumva această problemă a energiei la nivelul Uniunii Europene? Mai suntem, poate, nu știu, depindem de Rusia în ceea ce privește aceste resurse? În urmă cu 2 ani de zile, 36% din gazul consumat în Uniunea Europeană din Rusia, mai mult de o treime, și 25% din petrolul consumat în Uniunea Europeană venea din Rusia. Rusia era de departe cel mai mare furnizor de gaz și de petrol pentru Uniunea Europeană. În 2 ani de zile am reușit să reducem importurile de petrol din Rusia cu 90% și am reușit să reducem importurile de gaz din Rusia cu 75%. Am reușit să reducem importurile de petrol de la 25%, cât era o pondere a consumului nostru, la sub 3%. Rusia era de departe cel mai mare exportator de petrol spre Uniunea Europeană, acum e pe locul 12, nesemnificativ ce importăm de acolo. La gaz am reușit să reducem importurile cu 75%. Mai mult de o treime din gazul consumat în Uniunea Europeană din Rusia, acum am redus la sub 100 ponderea și o vom reduce până la 0%. Deci am luat decizia clară să reducem consumul, să eficientizăm energetic, să investim în noi surse de energie. Avem suficient vânt și suficient soare în Uniunea Europeană. Deci investiții în energie verde. Reducerea consumului, dar fără reducerea confortului, adică să izolăm, să învelopăm clădiri, blocuri, încât oamenii să stea la căldură iarna cu un consum mai mic de energie. 3. Să importăm din țări în care avem încredere, Statele Unite ale Americii, Norvegia, state partenere ale Uniunii Europene, nu dictaturi. Și 4. Să nu depindem niciodată în viitor de o țară sau de o rută de transport sau de o sursă de energie, așa cum am depins de gazul și petrolul din Rusia în trecut. Am decis de asemenea ca Uniunea Europeană să achiziționeze la comun gaz, să achiziționeze la comun gaz, să-l stocheze la comun și să-l pună la dispoziția statelor care au nevoie atunci când au nevoie. Adică dacă iarna la noi e frig și avem nevoie de gaz, imediat vom primi din rezervele strategice ale Uniunii Europene, din țări unde poate e mai cald și unde nevoia de gaz, poate în sudul Europei, nu e atât de mare iarna. Achiziționăm la comun, stocăm la comun. Am schimbat regulile pentru capacitățile de stocare, astfel încât anul acesta, în luna august deja, capacitățile de stocare ale țărilor membre ale Uniunii Europene erau pline în proporție de 96%, iar la începutul iernii au fost pline în proporție de 98%. Lucrurile sunt pline, umplute, apropo, cum am zis, cu gaz din Statele Unite, din Norvegia, nu de la ruși, și va fi suficient pentru iarna aceasta. Suntem la final de emisiune, o să vă las 30 de secunde pentru a transmite un mesaj românilor, hunedorenilor. Păi, în primul rând, mă bucur că oamenii de la noi din județ sunt interesați de teme europene.
fiindcă Uniunea Europeană ia multe decizii care influențează direct viața oamenilor și Uniunea Europeană își dorește ca oamenii să trăiască cât mai bine, își dorește un viitor bun pentru oameni și așa gândim când luăm decizii la nivel european. Mă bucur că am discutat astăzi și despre fonduri europene, pentru ca oamenii să știe că România este un beneficiar de fonduri europene, că primim de 3 ori mai multe fonduri europene decât am plătit în bugetul Uniunii Europene și mai ales anul următor e important ca oamenii să se informeze din surse sigure, din surse credibile, cu privire la beneficiile integrării europene, beneficiile Uniunii Europene și să nu credem când dușmanii Uniunii Europene ne-ar spune că totul e rău în România sau totul e rău în Uniunea Europeană. Nu este așa. Sunt multe lucruri bune care se întâmplă și mai ales în situații de criză Uniunea Europeană vedem cum încearcă să ajute cât mai mult. Vă mulțumim tare mult pentru intervenție, domnule Mureșan. Vă așteptăm și aici, la Hunedoara, acasă, la dumneavoastră, să vă avem alături aici, în platou. Mult succes vă dorim cu toate proiectele pe care le aveți și să susțineți România în continuare. O seară bună tuturor, vă mulțumesc mult, pe curând! Vă mulțumesc și eu, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!